Rusia e în doliu. L-a ucis pe loc. Rușii sunt în stare de șoc. Este vestea dimineții. Ucrainenii au înregistrat o victorie ce ar putea cântări enorm în acest război. O nouă victorie importantă anunțată de forțele armate ucrainene împotriva militarilor ruși. Comandantul adjunct al flotei Mării Negre a Federației Ruse, eliminat de ucraineni după ce, până în prezent, armata ucraineană a reușit să elimine 5 generali și peste 20 de ofițeri ruși, iată că a venit un nou anunț privind uciderea unui important comandant rus. Este vorba despre comandantul adjunct al flotei Mării Negre a Federației Ruse, capitanul de gradul 1 Andrii Pali. Acesta a fost ucis pe teritoriul Ucrainei. Anunțul privind moartea ofițerului a fost făcut de către un camaradul de al său, ofițerul Constantin Țarenco, notează publicația ucraineană de Nipro Panorama, potrivit timpul mede. Prieteni, colegi ofițeri. Nu mai suntem însoțiți de colegul nostru, un ofițer cu majuscule, un apărător curajos al patriei noastre, devotat jurământului și marinei, un tată iubitor, un prieten adevărat, comandant adjunct al flotei Mării Negre, capitan de gradul I Andrei Nicolaevici Pali, Cinci generali ruși din cei circa 20 trimiște Putin au fost eliminați deja în Ucraina. Reamintim că sâmbătă dimineață o altă veste similară venea din Ucraina. Ministrul ucrainean al apărării, Olexi Reznikov, spunea că trupele ucraine ne au reușit să elimine un al cincilea comandant rus, generalul locotenent Andrei Mordvichev. Oficialii ucraineni mai spun că alți patru generali au fost eliminați în conflictul care a început pe 24 februarie, precizând că acest lucru arată că generalii Moscovei sunt forțați să conducă o ofensivă. Potrivit părții ucrainene, trupele i-ar fi eliminat pe generalul major Oleg Mitiaev, ucis în timpul luptelor de la periferia orașului Mariupol, generalul major Andrei Kolesnikov, comandatul districtului militar de est, general majorul rus Andrei Sukovetski, comandantul adjunct al armatei 41 de arme combinate a forțelor terestre ruse, și general majorul Vitali Gerasimov, ucis în timpul unei bătălii lângă Harkiv. Presa internațională notează că Rusia are pe front aproape 20 de generali.